Victoria, de ce ești atât de încăpățânată? Se indigna Constantin. Te comporți ca un copil. Nu e nimic rău ca noi doi să trăim o vreme separat. Aici nu există nici medici normali, nici nimic. Iar tu și cu mine am așteptat acest copil atât de mult. E o sarcină mult așteptată, iar tu te pui în pericol. Cuplul visa de mult timp la un moștenitor. Însă sarcina așa și nu a mai venit. Victoria nu credea că într-o zi va putea deveni mamă. Femeia era foarte îngrijorată de acest lucru. Soțul Victoriei era un om foarte bogat. Firma de construcție a lui Constantin aducea venituri fabuloase. Iar să se oprească la ceea ce a realizat, bărbatul nu avea de gând să o facă. El, ca nimeni altcineva, era interesat de extindere. Prin urmare, când partenerii au cumpărat un teren într-un sat mic, dar foarte promițător, Constantin s-a dus imediat acolo. Bărbatul era obișnuit să controleze totul. Constantin nu scăpa niciodată nimic din vedere. Era convins că aceasta era singura modalitate de a conduce o afacere de succes, iar într-o astfel de poziție exista bunul simț. De îndată ce Victoria a aflat că soțul ei pleacă, l-a informat imediat că va merge cu el. Trebuie să te avertizez că acolo condițiile de trai lasă de dorit, a spus Constantin. Casa noastră este abia construită. Mai sunt încă multe de făcut. Ești sigură că vei putea trăi așa? Fără confortul obișnuit. Bineînțeles că pot. L-a asigurat victoria pe soțul ei. Cei cu tine, cum aș putea să te las? O să merg cu tine. Unde merge soțul, acolo merge și soția. Cum ar putea fi altfel? Când cuplul a ajuns la casa nouă, femeia și-a dat seama că Constantin exagera mult. Condițiile de trai erau destul de suportabile iar casa era pur și simplu luxoasă. Și de ce mai mințit că aici nu sunt condiții? Întrebă Victoria surprinsă. În mod intenționat? Nu ai vrut să merg cu tine. De ce vorbești așa? S-a indignat bărbatul. Cum aș fi putut să nu vreau să vii cu mine? Din potrivă, îți sunt foarte recunoscător că ești cu mine. Pentru că mă susții. Nu am mințit în legătură cu condițiile. Poți vedea cu ochii tăi că baia nu este terminată. E doar un duș iar unele camere sunt încă în renovare. Casa este mare, a spus Victoria. Noi locuim în cea mai îndepărtată cameră. Nu se aud sântele lucrărilor de renovare. Așa că e în regulă. Cred că ne vom simți foarte bine aici. În micul sătuc, cuplul ducea o viață destul de familiară, care nu era aproape deloc diferită de cea de la oraș. Constantin era ocupat toată ziua cu proiectul său de afaceri, iar Victoria își amenaja încet încet casa. Un agent de pază mergea cu mașina pentru cumpărături. Și rareori soții petreceau împreună weekenduri remarcabile. Când Victoria și-a dat seama că ceva nu era în regulă, nici nu-și putea imagina că așteaptă un copil. Dar, după un timp, a devenit evident. Când femeia și-a informat soțul despre suspiciunile ei, acesta a început imediat să insiste ca ea să meargă în oraș. Voi merge la medicul local, a spus Victoria. Mă simt bine, Trebuie doar să confirm sarcina. Medicul local se va descurca cu această sarcină. Iar când îți vei termina toate treburile, atunci ne vom întoarce cu toții în oraș. De ce îți faci atâtea griji? Dar oricât de mult și-ar fi convins Constantin soția că totul este în regulă, inima lui tot nu era la locul ei. Bărbatul nu înțelegea cum de Victoria a putut fi atât de nepăsătoare. Păi, este necesar să te înscrii la evidență. A motivat bărbatul. Să mergi la controale regulate. Medicul trebuie să vadă cum evoluează sarcina. Dar dacă ceva nu merge bine, dar dacă pierdem copilul, nu ne vom putea ierta asta niciodată. Dragule, exagerezi! A răspuns Victoria. Ei bine, ce ar putea să se întâmple atât de groaznic? Tu însuți ai spus că în curând vei termina toate treburile și vom pleca la oraș. De ce atâta îngrijorare și neliniște? Calmează-te! Totul va fi bine. După ce a examinat-o pe Victoria, medicul local a confirmat sarcina. Cât de fericită era femeia! Își imagina deja cum va amenaja camera copilului. Constantin împărtășea emoțiile soției sale. Bărbatul visase atât de mult timp să devină tată, încât la un moment dat chiar și-a pierdut speranța că se va întâmpla vreodată. Constantin a încercat să termine toate treburile cât mai repede posibil. Nu voia să rămână în sat nici măcar o zi în plus. Soția mea este însărcinată. S-a lăudat bărbatul în fața partenerilor și prietenilor săi. Sunt atât de fericit încât nici nu vă puteți imagina. Toți bărbații cu care lucra Constantin aveau copii de mult timp. Unii dintre ei mergeau deja la școală. Erau și cei care studiau chiar și la universitate. Bărbatul era întotdeauna convins că este necesar să se ocupe de moștenitori atunci când sunt tineri. Dar în acea perioadă a vieții sale nu avea timp pentru asta, iar când în cele din urmă și-a aranjat viața, s-a căsătorit și s-a gândit la copii, i-a fost teamă că ar putea fi prea târziu. Nu-ți face atâtea griji. Își liniștește victoria soțul. Noi, femeile, suntem cele care trebuie să ne facem griji în privința vârstei. Eu sunt încă tânără. Cu siguranță vom avea copii. Sunt sigură de asta. Însă anii au trecut, iar cuplul așa și nu a avut niciodată copii. În cele din urmă, Constantin a făcut abstracție de această situație. Era preocupat cu afacerile și nu avea timp să se preocupe de asta. Dar Victoria pur și simplu nu își putea găsi locul. Femeia se temea foarte mult să nu-și piardă soțul. La urma urmei, era un om foarte bogat. Dar ea cine era? Nimeni. De când s-a căsătorit, s-a dedicat în întregime soțului și casei sale. Nu avea chef de muncă, Victoria și-a dat seama că a se căsători cu un astfel de bărbat a fost un mare noroc. O astfel de șansă nu cade la îndemâna oricui. În trecut, ea era o secretară obișnuită, asupra căreia șeful bogat își pusese ochii. Nu s-a gândit niciodată că acesta se va îndrăgosti serios de ea și se va căsători cu ea. El este atât de matur și serios, iar ea, ea este doar o studentă de ieri. Însă căsătoria s-a dovedit a fi destul de fericită. Victoria își iubea soțul și era gata să-i se dedice lui, întreaga ei viață. Iar după nuntă, Constantin părea să aibă o a doua tinerețe. Bărbatul a făcut totul pentru a-și face soția fericită. În familie lipseau doar copii. Și acum, când Victoria a rămas în sfârșit însărcinată, pur și simplu nu puteau să o trateze irresponsabil și neglijent. Timp de câteva luni, femeia și-a monitorizat cu atenție sănătatea. Ea a mâncat numai alimente sănătoase. Nu și-a permis nimic care ar putea dăuna copilului. În momentul în care a plecat în oraș, copilul ar fi trebuit să înceapă deja să se miște. Dar nu a fost așa, ceea ce a alarmat-o pe Victoria. Sarcina nu se dezvoltă. A intrat în panică femeia când a mers din nou la medicul local. Nu se întâmplă nimic. Nu este normal. Ești încă foarte tânără, a liniștit-o medicul pe Victoria. Nu există niciun motiv de îngrijorare. Unii bebeluși se mișcă mai devreme, alții mai târziu. Crede-mă, nu este nimic în neregulă cu tine. Nu ai de ce să-ți faci griji. Însă Victoria nu-și putea găsi locul. Nu putea aștepta până când ea și soțul ei se întorceau în sfârșit în oraș. O să merg mâine la doctor. I-a promis femeia soțului ei de îndată ce au ajuns acasă. O să fac toate analizele, o să fac o ecografie. Abia aștept să aflu ce se întâmplă cu copilul nostru. Sunt foarte îngrijorată pentru el, așa este. A dat din cap bărbatul. Și eu abia aștept să văd cum se dezvoltă copilul nostru. Ne-a Neapărat cerei medicului să facă o ecografie. Îmi doresc atât de mult să-l văd pe bebelușul nostru. Constantin era emoționat. În acea zi a decis să-și surprindă soția cu o cină romantică cu lumânări. Dintr-o dată, bărbatul s-a surprins gândindu-se că nici măcar nu sărbătoriseră acest eveniment atât de important. Ce prost sunt! A gândit el. Am fost atât de ocupat, atât de zăpăcit, încât nici măcar nu am felicitat-o pe scumpa mea. Bărbatul se simțea nebunește de rușine. Pentru prima dată după mult timp își dădea seama că, cu programul său încărcat de muncă, uitase complet de familia sa iubită. Încă nu-i venea să creadă că foarte curând vor fi trei. Ce fericire! Medita el în sinea lui, aranjând farfuriile și paharele pe masă. Eu și Victoria am meritat-o. Însă sărbătoarea nu i-a reușit. De îndată ce Victoria a venit acasă, Constantin și-a dat seama imediat că s-a întâmplat ceva. Soția lui era lipsită de chip. Niciodată până atunci bărbatul nu o văzuse atât de deprimată și distrusă moral. Victoria, ce s-a întâmplat cu tine? a întrebat Constantin emoționat. Ai plâns? Ochii îți sunt umflați. E ceva în neregulă cu copilul nostru? Femeia nu știa cum să-i spună soțului ei ce s-a întâmplat. Era într-un șoc atât de profund încât și-a pierdut puterea de a vorbi și nu găsea cuvintele potrivite pentru a se explica soțului ei. A mers la spital atât de inspirată și plină de speranță. Victoria era atât de nerăbdătoare să-și vadă viitorul copil. De îndată ce a trecut pragul cabinetului medical, medicul a trimis-o imediat la o ecografie. Femeia era nerăbdătoare și nici măcar nu a observat cum fața medicului se întindea de uimire. Îmi cer scuze, poate nu înțeleg ceva, a spus gânditor medicul. Auzind aceste cuvinte, Victoria și-a dat seama imediat că ceva nu era în regulă. Femeii îi era teamă să l întrebe ceva pe doctor. A așteptat ca medicul să-i explice sensul cuvintelor sale. Dar ceea ce a auzit Victoria a bulversat-o, nici măcar nu știa că se poate întâmpla așa ceva, înțelegeți. Dumneavoastră nu sunteți însărcinată, a continuat doctorul. Iată, vedeți? Uitați-vă și dumneavoastră! Nu înțeleg de ce ați venit la mine. Victoria era nedumerită. După câteva minute, când femeia și-a revenit puțin din șoc, a putut să-i povestească doctorului totul. Aveți o sarcină falsă, a spus medicul. Dacă ar fi existat un echipament, ar fi fost clar imediat. Dar în condițiile în care erați. Știți la ce mă refer? În plus, probabil că nici medicul nu avea prea multă experiență. Cât de fals! a exclamat Victoria, privindu-le intens în ochii doctorului. Ce vreți să spuneți? E o prostie! Cum este posibil așa ceva? Ți-ai pierdut mințile? Calmează-te! Doctorul a miustrat-o cu severitate pe femeie. Și ascultă-mă pe mine. Și încearcă să înțelegi. Aceste lucruri se întâmplă. Probabil că v-ați dorit foarte mult un copil. Și te-ai convins că ești însărcinată. Aveai anumite simptome. Și credeai cu adevărat că ești însărcinată. Dar sarcina nu progresa. Știai asta. Dacă ați fi făcut o ecografie mai devreme, ați fi știut imediat. Dar ai spus chiar tu că nu existau echipamente. Victoria a părăsit spitalul cu picioarele tremurânde. Nu știa cum să-i spună soțului ei că se înșelaseră. Femeii nu-i venea să creadă că îi se întâmplau toate astea. Doamne, de ce eu? De ce? A plâns Victoria, stând pe o bancă din parc. Încerca să-și revină în simțiri, să se pregătească cumva pentru conversația cu soțul ei. Dar nu reușea să facă acest lucru. Când i-a povestit totul lui Constantin, vocea femeii a tremurat. Din cauza emoției, i-a încurcat cuvintele și chiar se bâlbuia. Bărbatul își asculta cu atenție soția, iar în capul lui nu încăpeau toate prostiile pe care le spunea. Mă e de prost! A exclamat el. Eu nu înțeleg. Cei cu prostia asta pe care tocmai am auzit-o? Tu crezi în ceea ce spui? Victoria nu se așteptase la o asemenea reacție din partea soțului ei. Conta pe sprijinul lui. Iar el. Constantin nu și-a crezut soția și, fără să asculte măcar explicațiile ei, a împroșcat-o pe Victoria cu acuzații. Probabil că ai pierdut copilul? A întrebat el. Sau ai scăpat de el? Sau poate că tu și cu mine nu am avut copii dintr-un motiv anume? Poate că nu ți-ai dorit niciodată să ai copii? Ai luat pastilele pe ascuns, mai mințit, iar când ai rămas însărcinată, ai decis să scapi repede de el ca să nu trebuiască să naști, nu-i așa? La ce bun ție copii? Trăiești pe seama mea. Ai de toate. Deja al câtele ani de zile te tăvălești ca o brânză nunt. Iar aici scutece, leagăne, nopți nedormite, va trebui să muncești din greu. Dar tu nu vrei să faci asta. Nu-i așa? Haide! Recunoaște. De ce nu spui nimic? Bărbatul o scutură pe Victoria de umeri. Iar ei nu-i venea să creadă că acesta era el, Constantin, iubitul ei, care văzuse cu ochii lui cum suferă și cum se îngrijorează din cauza lipsei copiilor. Din neputință și disperare, femeia a izbucnit în lacrimi. Aruncându-se la picioarele soțului ei, a încercat din toate puterile să-l facă să revină la rațiune. Costel, dragul meu! Plângea Victoria despre ce vorbești. Știi cât de fericit am fost când am aflat că vom avea un copil. Îmi doream copil la fel de mult ca și tine. Cum poți să spui așa ceva? Cum ți se învârte limba să spui așa ceva? Dacă nu mă crezi, întreabă-l pe doamna doctor. Hai cu mine la ea. Ea va confirma totul. Însă Constantin a fost de neclintit. El doar râdea isteric. Victoria nu-l mai văzuse niciodată așa și nu-și putea imagina că soțul ei era capabil de așa ceva. Ha, ha, ha! A exclamat bărbatul. Te-ai hotărât să-ți bați joc de mine, nu-i așa? Pentru bani, orice doctor îți va confirma orice. Iar tu ai o mulțime de bani, datorită mie. I-ai cumpărat deja pe toți, nu-i așa? Și acum vrei să merg cu tine și să ascult prostiile astea. Nu mai suport să te văd. Făți bagajele și pleacă de aici. Am să intentez divorțul. Victoria spera ca până seara soțul ei își va reveni în simțiri și vor putea discuta calm despre toate. După scandal, ea s-a dus în camera sa, unde a stat aproape toată noaptea. Dar Constantin nici măcar nu avea de gând să se calmeze. Dând buzna în camera soției sale, a aruncat o privire furioasă în direcția ei și a întrebat, De ce ești încă aici? Credeam că ți-am spus totul. Făți bagajele și pleacă. Nu mă aduce la păcat. Dragule, Ascultă-mă, te rog, implora Victoria. Nu ești tu însuți. Hai să ne calmăm și să vorbim despre toate. Nu e nimic de discutat. A strigat bărbatul. Ți-am spus totul. Pleacă de aici. Altfel nu răspund de mine. Constantin s-a înroșit de furie și, apropiindu-se de soția lui, a tras-o de pe pat. Repet pentru ultima oară, ieși afară. A strigat el. Îți dau termen până mâine dimineață. Sper că va fi suficient timp pentru ca tu să-ți împachetezi toate lucrurile și să pleci naibii de aici. Biata femeie nu a avut de ales decât să-și împacheteze lucrurile și să plece. Din fericire, a găsit rapid un apartament potrivit pentru o chirie modestă. Victoria avea niște bani puși deoparte. Ar trebui să-i ajungă pentru prima perioadă. Urma să-și ia viața de la capăt. Cât de dureros i-a fost în acel moment. Victoriei îi se părea că nu va reuși niciodată să treacă peste tot ceea ce se întâmplase. Femeia nu înțelegea de ce soarta o pedepsise atât de mult. Victoria și-a pierdut în același timp atât soțul, cât și copilul. A fost insuportabil, dar anii au trecut. Durerea s-a atenuat treptat. Femeia nu-și putea imagina că îl va mai întâlni vreodată pe Constantin. După ce au divorțat, Victoria a depus toate eforturile posibile pentru a uita de el, pentru a-l scoate din viața ei. Mai întâi și-a interzis să se gândească la Constantin, iar după un timp s-a aprofundat în muncă, numai să nu se scufunde în gânduri grele despre trecut. Dar soarta hotărâse altfel, și i-a adus din nou împreună. Și s-a întâmplat în cele mai neașteptate circunstanțe pentru Victoria. Femeia s-a intersectat din întâmplare cu fostul ei soț. A fost, într-adevăr, o ironie a sorții. În acea zi, când l-a întâlnit față în față pe Constantin pe coridorul spitalului, Victoria urma un control medical. La început, nici măcar nu-l observase pe bărbat. Dar când s-a întors și i-a văzut fața, a știut imediat că era el nu trecuse prea mult timp pentru ca Constantin să se schimbe de nerecunoscut. Bărbatul părea trist și deprimat. Nu se putea ține pe propriile picioare, așa că se sprijinea în cârje. Victoria a fost foarte surprinsă de acest lucru a intuit că ceva nu era în regulă. Dar nu a îndrăznit să se apropie și să vorbească cu el, Constantin s-a apropiat el însuși de ea și, după ce i-a cerut politicos permisiunea de a vorbi, bărbatul i-a propus Victoriei să meargă la cantina spitalului. Ea a acceptat. În ciuda faptului că bărbatul o trădase și o abandonase, a procedat cu ea sincer, vorbind ca un porc, ea tot nu era indiferentă față de soarta lui Constantin. Și să rămână indiferentă, să-l ignore, Victoria pur și simplu nu putea. Vei putea să mergi? A întrebat ea gânditoare. Nu te doare. Doare, bineînțeles că doare, a zâmbit bărbatul. Dar nu-i nimic. O să treacă în curând. Nu-ți face griji. Doctorul a spus că în curând voi putea să merg singur. Haide, să mergem. Avem multe de discutat. Cumva, Victoria era sigură și de asta. Chiar voia să-l asculte pe bărbat. Era curioasă să afle ce se întâmplase cu el, cum a decurs viața lui după ce s-au despărțit. La început, Constantin nu era prea vorbăreț. Dar, după un timp, era atât de dornic să-i povestească totul celei mai apropiate și mai dragi persoane. Victoria era încă așa pentru el, i-a luat mult timp bărbatului să-și dea seama cât de mult se înșelase. Constantin fusese crud și nedrept cu soția lui. Nu avea dreptul să-i facă așa ceva dar era imposibil să dea timpul înapoi, să schimbe trecutul. Dacă Constantin ar fi știut că totul se va sfârși așa, nu ar fi acționat niciodată atât de nechipsuit. La ceva timp după divorțul de Victoria, bărbatul a cunoscut o femeie tânără și frumoasă. Atunci s-a părut că anume ea era destinul lui. Bărbatul s-a îndrăgostit de ea lulea, era gata să arunce absolut totul la picioarele ei. Nefiind proastă, Cristina și-a dat repede seama că un astfel de bărbat în niciun caz nu trebuie ratat. Întotdeauna a visat să-și lege destinul de un bărbat bogat care să-i asigure un viitor decent. Să se căsătorească cu el, să trăiască din tot ce avea la îndemână și să nu muncească nicio zi din viața ei. În ciuda faptului că Cristina era destul de tânără, ea învățase deja că munca grea nu este o treabă ingrată. Munca nu duce la niciun rezultat. Nu poți câștiga o viață frumoasă prin muncă grea iar ea are toate șansele să schimbe asta. Este tânără, frumoasă și departe de a fi proastă și, prin urmare, poate deveni o pereche bună pentru un bărbat bogat. Așa s-a dovedit a fi Constantin pentru ea. Numai că bărbatul avea un singur neajuns. După mulți ani de viață comună cu Victoria, care nu i-a putut da moștenitorul mult așteptat, Constantin își dorea foarte mult copii. În planurile Cristinei nu intrau nici joaca cu scutecele și nici nașterea. Toate acestea o deprimau. Nu voia să-și distrugă silueta, iar procesul în sine o înspăimânta foarte mult. Așa că Cristina a evitat conceperea pe cât de mult a putut. Și așa a continuat până când bărbatul a pus întrebarea cu pricina. În acel moment, Cristina și-a dat seama că, dacă nu-i va dărui bărbatului un copil, acesta va divorța de ea. Însă ea nu a vrut să rămână însărcinată. Așa că a mers pe o șmecherie, pe care Constantin, deși nu imediat, dar a înțeles -o. Bărbatul nu se aștepta la o asemenea trădare. Pentru el a fost o lovitură foarte puternică. Femeia a plănuit totul foarte atent. Ea a jucat aproape perfect sarcina și, dacă nu ar fi fost accidentul, în care din întâmplare inevitabilă a nimerit Constantin, era foarte posibil ca adevărul să nu fi fost dezvăluit niciodată. Cristina a convenit cu medicul care urma să-i aducă pe lume copilul. Păi, voi aveți copii de care se refuză, raționa ea. Din câte știu eu, multe femei își abandonează copiii imediat după ce nasc. Ce vă împiedică să mă ajutați? Și copilului ei va fi mai bine. Să fi crescut într-o familie iubitoare este o perspectivă mult mai de invidiat decât să crești într-un orfelinat. Moașa nu era prea dornică să ia parte la o astfel de aventură. Frauda putea fi descoperită în orice moment. Dar totuși a fost de acord. Femeia avea nevoie de bani iar Cristina era dispusă să plătească o sumă foarte considerabilă pentru copil. Dar planurile ei au fost perturbate de starea de sănătate a soțului ei. Planurile femeii nu includeau un mod clar îngrijirea unui invalid infirm, care putea fi Constantin după accident. Iar în acel moment, un candidat mai promițător se ivea la orizontul Cristinei. Și după o mică reflecție asupra întregii situații, femeia a decis să-l lase pe Constantin singur cu problemele lui. Dar cum rămâne cu copilul? A întrebat el nedumerit atunci când femeia a anunțat că îl părăsește. Cum rămâne cu viitorul nostru? O să mă pun pe picioare. Neapărat o voi face. Oare chiar nu crezi în mine? De ce îmi faci asta? Pentru ce?" Când Cristina i-a mărturisit bărbatului că nu există niciun copil, el a crezut că i-a scăpase de el, dar femeia a decis să-i spună tot adevărul. Constantin a fost șocat. Nu-i venea să creadă că găzduise pe gâtul lui un șarpe atât de meschin și cinic. Ai fost cu mine doar din cauza banilor? A întrebat el, privind-o pe femeie direct în ochi. Și cum rămâne cu declarațiile de dragoste? Mi-ai jurat că mă iubești. Cum se poate așa ceva? Mi-am jurat iubire unui bărbat bogat și de succes, a răspuns femeia, care nu avea nimic de pierdut. Ci nu unui invalid, al cărui tratament îi va lua partea cea mai mare din capitalul său. Te-ai gândit cum vom trăi dacă nu vei putea munci. Dacă nu te vei recupera și nu te vei pune niciodată pe picioare, ce se va întâmpla atunci? Constantin nu a continuat această conversație lipsită de sens. Totul era clar pentru el, fără cuvinte inutile. Se înșelase. Foarte tare se înșelase. Femeia de care se îndrăgostise Lulea se dovedise a fi o trădătoare și o simplă fugară după bani. Câte dificil îi era să-și dea seama de asta. O iubea cu adevărat pe Cristina și avea încredere în ea iar ea îi făcuse un lucru atât de urât și de josnic. Nici măcar durerea fizică puternică datorată rănilor și numeroaselor operații nu putea acoperi durerea psihică. Din ce în ce mai des în amintirile sale, bărbatul se întorcea la Victoria. Gândindu-se la ea și la relația lor, își punea o singură întrebare. Ce s-ar fi întâmplat dacă ea nu l-ar fi mințit atunci? Dar ce dacă sarcina într-adevăr a fost una falsă? Și chiar se întâmplă așa cazuri. Foarte rar, dar se întâmplă. După tot ce se întâmplase, citise despre asta și știa sigur. Poate că, dacă Constantin nu și-ar fi întâlnit din întâmplare fosta soție, nu ar fi îndrăznit niciodată să o sune și să-i ceară iertare. Trecuse deja prea multă vreme. Dar acum, când soarta i-a adusese din nou împreună, pur și simplu nu se putea abține să nu-și încerce norocul. Ea stătea vis, -vis de el, ținându-le de mână, iar lacrimile îi curgeau pe obrajii femei încă îl iubea. În toți acești ani pe care Victoria îi petrecuse fără el, încă nu exista un sentiment nou în inima ei. Exista în continuare un singur bărbat pentru ea, Constantin, iar ea era gata să-l ierte. Câteva luni mai târziu, când bărbatul s-a pus în sfârșit pe picioare, el și Victoria s-au căsătorit din nou. Din fericire, el a avut grijă în prealabil ca doamnele precum Cristina să nu primească niciun ban în urma divorțului. Încrederea este încredere, dar banii sunt de o parte. Bărbatul își menținuse mereu această poziție, iar de data aceasta nu l-a dezamăgit. Abia când el și Victoria au avut un fiu mult așteptat, Constantin a trecut jumătate din averea sa pe seama soției și a copilului. Pentru orice eventualitate, a spus el, când femeia a fost foarte surprinsă să vadă documentele. În caz că mi se întâmplă ceva, nu vreau să rămâi fără nimic și cu o casă dărâmată. Nu meni. Te rog eu, se indigna Victoria. Nu ți se va întâmpla nimic. Vom trăi fericiți până la adânci bătrâneți. Și cuvintele ei nu erau un sunet col. Cuplul a reușit să crească și fiul, și nepoți, și au trăit fericiți până când moartea i-a despărțit. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, iar dacă v-a plăcut istorioara, atunci vă rog mult să mă susțineți cu un like și să vă scrieți părerile în comentarii. De asemenea, Puteți să vă abonați la canal pentru a nu rata noile istorii. Pe curând, papa! Pa.